dimineața și bine ați venit la lucrările ședințelor ordinare din data de 22.10.2021. Ședința Consiliului Local de astăzi e convocată din dispoziția primarului numărul 151 din 15.10.2021. Suntem în prezența majorității consilierilor locali care îl dădesc Consiliul Local Suncar. Vin și răspund cu domnul Căreușu Ciprian Ștefan și domnul Botezat, au niște probleme personale, s-au învoit și v-au aducat cunoștință lucrul ăsta. Să știți că pentru majorități calculăm la 9 consilieri prezenți astăzi. Avem un proiect de hotărâre, e bine să vă aduc acum după aceea parte lui. Proiectul de hotărâre privind împrumutul trebuie adoptat o hotărâre cu majoritate absolută. În codul administrativ ne spune ce înseamnă majoritatea absolută, majoritate simplă și majoritate calificată. În cazul ăsta se spune majoritatea absolută este numărul mai mare ca jumătate din numărul consilierilor care ar putea consiliul local. În cazul ăsta 6 voturi. Majoritatea simplă este majoritatea din numărul de consilieri prezenți, în cazul nostru astăzi 5, ca să știți. Da. Înainte de a da cuvântul doamnei președinte de ședință, vă rog să vă spun spre aprobare procesul verbal al ședinței din data de 23 septembrie 2021. Dacă sunteți de acord cu forma prezentată, doamna președinte, vă dau cuvântul. Bună ziua! Prezentăm ordinea de zi. La punctul 1 avem proiect de hotărâre privind aprobarea decontării călătorii pe mijloace de transport ale cadrelor didactice pe luna septembrie 2021. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui împrumut în valoare de 270.000 lei în conformitate cu prevederile articolului 1 din OUG 83-2021 privind unele măsuri fiscale bugetare privind acordarea unor împrumuturi din trezoreria statului. Proiect de hotărâre privind aprobarea anexei X la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare numărul 556/2006/29/11/2010. Proiect de hotărâre, la punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și canalizare. La ordinea de zi s-a mai adăugat încă un proiect, propunere de aprobare a cererii de finanțare a odevizului general estimativ pentru obiectivul de investiții, modernizare drum comunal, drum comunal 197, kilometru 0 plus 925 și 2 plus 850, satul Strugari, comuna Strugari, județul Bacău. Conform prevederilor aliniate articolul 6 aliniatul 1 din normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG numărul 95/2021 pentru aprobarea programului național de investiții Angel Salini. La punctul 6 avem întrebări, interpelări diverse. O să intervin pentru procedură. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea, să votăm. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea, o dăm exim pentru proiectul pe Anglia Salini. Cine este pentru... Ok. Să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Dăm cuvântul domnului primar pentru prezentarea proiectului. La primul punct de ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea de contării contravalorii călătoriei prin mijloace de transport ale personalului didactic de la școala gimnazială Strugari pe luna septembrie 2021. La articolul 1 se propune aprobarea de contării contravalorii călătoriei prin mijloace de transport pe luna septembrie, în sumă de 2.686 de lei. Ca și anexă la proiectul de hotărâre, este acel dosar care dumneavoastră l-a studiat, în fiecare ședință și astăzi, privind decontarea cu bonul de transport, cu tot ce prevede legislația în vederea decontării. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Al doilea punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului stat pe anul 2021. Aici avem un proiect de hotărâre care la articolul 1 se propune rectificarea bugetară pe anul 2021 astfel. La venituri 50.000 de lei din capitolul sumei de plăcate de TVA pentru echilibrare, la capitolul 11.0205.131.650.000 lei sumei de plăcate din TVA pentru drumuri și 4.265.150.000 de lei finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală. La care se duc 50.000 de lei, se duc la asistență socială pentru persoane cu probleme de invaliditate, 15.000 de lei se duc la colectare, tratare, distrugere de deșeuri, adică la salubritate, 15.000 de lei se duc la iluminat public și electrificare locală, 101.000 de lei se duc la transport, adică la ceea ce ține de noi, la școală, transport, microbuze scolare, și 150.000 de lei la capitolul 6502, învățământ. Dacă sunt discuții, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu o pentru. Majoritate. Următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui credit în sumă de 270.000 de lei, care ar avea următoarele condiții, și anume, dobânda robor, care este o dată de referință 18.10.2021, 2,48%, și complement de rambursare de 24 de luni. Bineînțeles că noi ne-am raportat la cei 24 de luni, fac o precizare, în cazul în care trezoria se acordă împrumutul, trebuie să se facă valid în ceea ce privește ratele de de împrumut, da, de rambursare. Dar, așa cum știți, noi avem proiectul cu tractor și cu aparate tăierea resturilor vegetale. Este nevoie de sumă pentru a avea bănuți ca să plătim prima tranșă. Urmând ca, după ce se plătește prima tranșă și afirul se alimentează cu aceeași sumă, contul, noi să putem merge cu a doua tranșă ca să achităm, să plătim toată achiziția privind tractorul. Ceea ce înseamnă pentru noi, să spunem, o derulare a ratei a împrumutului de 4-5 luni de zile. Cam așa estimăm. Așa am avut și la celălalt împrumut, nu ne-am dus pe o perioadă de 24 de luni sau de 12 luni. Dacă sunt discuții la acest proiect. Da, este un lucru bun. Cât se atenționează utilajul ăsta de 5 miliarde și un pic, să fie benefic pentru Comuna Strugari. Da, s-a făcut, ați uitat la tractorile. Normal că se face de la oricare proiect, îți propui să cumperi tractor cu tocător, cu sărbiță, cu lamă pentru remorcă. Cu remorcă. Deci la toate, cu toate subansambletul îi propui. Ca și proiectare, ai oferte pe care le pui așa cum prevede ghidul de finanțare. Urmând ca, după ce se aprobă contractul de finanțare, să trecem la achiziții care sperăm ca suma care ați propus-o să aprobă de toate aceste cheltuieli și aceste măriri de prețuri. Bănuiesc că v-ați luat o mașă plus minus, da, care se aprobă de ce înseamnă. Adică sunt costurile primăriei care se încadrează la 8% 80%.
înțeles. Mai are cineva de altceva? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Următorul punct pe ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor la tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și canalizare. Care, la articolul 1, se aprobă tarifele pentru servicii publice de alimentare cu apă, altele decât cele pentru apă potabilă și canalizare, prevăzută în anexa 2 denumită prețul pentru branșamente și alte servicii apă, din dispoziții speciale parte de apă anexa 1, care se modifică și completează conform anexei 1 la prezenta hotărâre care este integrată din acesta, din aceasta. Articolul 2 se aprobă tarifele pentru servicii publice de canalizare, alte decât cele pentru apă potabilă și canalizare, prezentă în anexa 2, denumită prețul pentru raportare și alte servicii de canalizare. Partea de canalizare, anexa 1C, care se modifică și se completează conform anexei numărul 2 la prezenta hotărâre, care este parte integrată din aceasta. Celelalte articole a contractului de legare de gestiune serviciului public la apă și canal rămân în vigoare. Aplicarea modificărilor cuprinse în prezența hotărârii intră în vigoare începând cu prima zi din luna următoare semnării un act adițional de reprezentanții săi legali. Se mandatează primarul Dariu Vasile, având calitate de reprezentant al UAT, în adunare generală a ADIC și să voteze în acest vedere de lumea de zi. Eu aș avea aici două întrebări scurte. Dacă asociația asta este de acord ca noi să delegăm serviciile de apă și canalizare, plus de asta că noi acum votăm niște prețuri pe care nu știm dacă ei vor fi de acord ca să ia toate aceste servicii, să le presteze la Comuna Strugari. Aveți vreo adresă în sensul ăsta? Vă vedem parte integrantă din Asociația pentru Proiecte Voluntari, însuși din faptul că ești membru și chiar suntem membru fondator acestui ADIP, beneficiem de toate prevederile statutului asociației. Deci noi, în momentul când vom avea implementată alimentarea cu apă și canalizare, clar că vom delega serviciile către CRAP-ul, care face parte din ADIP-ul respectiv, și fără doar și poate nu vor gestiona sistemul ăsta de apă și canal la Comuna Strugari. Deci nu vom avea probleme sub nicio formă. Problema sunt costurile care se dedică din desfășurarea proiectului. Și a, eu știu, a medicinanția, lucrurilor de zi cu zi. Adică noi aprobăm acum niște costuri pe care pur și simplu nu avem serviciul ăsta. Ești membru? Ești membru? Păi da, ca să trebuie de ori de beneficia de serviciu. Și rugămintea la dumneavoastră ca tot ce înseamnă proiectele astea importante, să le pune pe site-ul primăriei, ca oamenii să le răspuiască. E un proiect foarte stufos, cu multe date, cu multe cifre, dar o să-l punem integral. Dar o să-l punem integral, ca să fiecare au posibilitate și voi să documenteze și să documenteze realitatea. Nu să încercăm regulamentul respectiv. Dacă nu mai sunt discuții, propun la supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu este pentru. Următorul proiect de ordine de zi este proiectul de hotărâre privind necesitatea actualizării indicatorului tehnico-economic actualizați și asigurarea că finanțele pentru obiectivul de investiții alimentare cu apă și energia de canalizare în Comuna Strugari de Zbatov. Care, după preambul, la articolul 1, propun actualizarea indicatorilor tehnico-economice al obiectivului de investiții alimentare cu apă și energia de canalizare în Comuna Strugari de Zbatov, astfel cum sunt prezentați în anexa din hotărâre. Propun la articolul 2 reactualizarea cofinanțării
de la bugetul local pentru cheltuielile neeligibile, așa cum este prezentat la anexa din hotărâre. Noi, de fiecare dată când înaintăm către Ministerul Dezvoltării o decontare privind lucrările executate, odată cu apariția legii privind reactualizarea indicatorilor sau nu reactualizarea, compensarea cumva a costurilor privind materialele de construcții, așa cum a fost prevăzut inițial în proiect față de mărirea prețurilor la materialele de construcții, Guvernul a luat măsura și a venit cu o hotărâre prin care pe restul de executat ca și lucrări în construcții se poate face o compensare, să spun așa, o adiționare la contractul de care îl avem în derulare. Și dacă v-ați uitat foarte bine, se face față de arica termen de referință această compensare, valoarea cheltuielilor privind materialele construcției din luna iulie anul 2021 față de luna ianuarie 2021. Există o formulă care, practic, după cum am văzut și noi, se duce la 1,14 creștere a valorii de contractare. Cam așa se vede din formulă. Adică se vine cu 1,14%. Și totul se discută doar pe resturile de executat. Restul față de valoarea contractului de achiziție. Acolo dumneavoastră ați văzut că există la 18.10 avem un devis general reactualizat, care valoarea reactualizată se duce la o valoare cu tot cu TVA, inclusiv TVA-ul de 2.500.000 ca eu, se duce la 2.000.000 jumate de euro față de 2.200.000 la s-a început lucrarea. Deci, actualizat acum. Da. Actualizat acum, din ianuarie, cum a crescut prețul de iuna. Și banii ăștia de unde? Din la Guvern? Banii sunt, finanțarea este obținută de la Ministerul Dezvoltării, așa, prin programul PNDL 2 și toate PNDL-urile astea 2, care avem și grădinița și școala de la Petecica și Apa Canalul, sunt supuse aceleași actualizări de indicatori tehnico economici. Cu aceleași sume. Bineînțeles că diferă în funcție de valoarea contractului. Asta la alimentarea cu apă și canal și vin cu acela la grădinița, la... De domnul primar. Cât? Concret. 14%. 14% de valoare. Referință ianuarie iulie. Adică făcând calculul se duce la 1,14. Deci concluzia e următor. Proiectul în sine era 1,932 euro. Adică se actualizează cu 14% diferență datorită economiei românești. Și dacă luna viitoare prețurile vor crește și la următoarea facturare poate să fie 13% sau 10%, că s-a dat ordinul ăsta de ministru ca să facă compensarea asta a cheltuielilor de materiale în funcție de creștere sau scăderea. Adică noi anexa asta o să mai trecem din nou la actualizare. Asta ce înseamnă? Mai de ce e important? S-a achitat către firma asta care face așa, s-a achitat în jur de 4 milioane de lei. Okay. Corect? Deci de 12 milioane jumătate s-au achitat 4 milioane și au mai rămas 8 milioane jumătate din lei care sunt supuși unei inflații. Asta vrea să zic. Restul de executat. Asta e important. Ceea ce s-au achitat, s-au achitat, au rămas în valoare inițială.
inițială, iar ceea ce rămâne de achitat, rămâne dată la exact. Până la urmă s-a achitat aproape nimic, s-a achitat 10% din proiect. 10%. Și ce zice domnul primar? Că vom mai avea actualizări, pentru că vedeți cum sunt procedurile. Încă o dată, cum vedeți finalizată această investiție? Eu investiția o văd finalizată la sfârșitul anului viitor. Mulțumesc. El e din gindul ăsta. Ce vreau așa că el a zis că la următoarele alegeri. Dar eu vă spus în secret, o să nu divulga ca cel om. Adică, o să noi avem, este un punct contract, noi îl avem până la finele anului viitor. Adică, nu, dar noi avem un reprezentant în Cotoleză, ceea ce fac ei acolo. Noi o să se vedem. Dar eu sunt predic, domnul. Eu oricum nu sunt predic, de aici până mă dă în... Să vedem la... În folosire. Da, bineînțeles. Poate cu pierdere, cu pierdere, de rământare, să se facă. Da. Supunem la vot? Da. Supune, păi, dar am ce să... Cine este pentru? Sper să se finalizeze. Se abține cineva? Nu. Deci, vă următorul proiect de ordine de zi propun la articolul 1, propun actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului investiției construirii grădinii sat Petecica, formă studiat de Spacol. Astfel, astfel cum sunt prezentați în anexa de hotărâre. Propun de asemenea actualizarea cofinanțării la bugetul local pentru cheltuielile eligibile ale proiectului, tot cum sunt trebuie prezentați în anexa tehnică în grădinii sat hotărâre. Aici aveți pe indicatori economici în anexă valoarea care a ajuns la pe total general la 158 de mii de lei. Același lucru, același deci, la toate am văzut că ca și valori se duc în jur de 14%. Dacă se duce 14,1, 14,2 sau 13,9. Dar ca valori la material e cu diferă. Ori ai tablă, ori ai scândură, ori ai țeavă, depinde de valorile care se restul la timp care materialul fac. Domnul primar, noi aici votăm, suntem de acord cu toți indicatorii economici, votăm. Dumneavoastră o să aveți bani să duceți la bun sfârșit aceste investiții. Pentru că, domnule, deci problema este că nu paște o criză economică majoră. Da, ca și valori, ele sunt problema, pe clar, eu mi-o pun, care noi ne opunem cu cei care n-am mers pe teren, să vedem dacă constructorul să rămână în continuare pe lucrare. Sunt, da, sunt lucrări care necesită niște valori mai mari. De exemplu, niște... până acum cât s-a achitat pentru grădiniță? Pentru grădiniță? La faza asta, da. Doar ce am făcut la nivel 150.000 de lei. În jur de 150.000 de lei. În jumătate. Da. Asta înseamnă mai sunt... Deci suntem la cota 0, suntem la cota 0 acolo. Da. La școală s-a reușit, sau se reușește probabil azi mâine să se facă acoperișul cu scândură, cu cherestea, să pune dogeaua. Da, cred că este gata. Probabil săptămâna viitoare se va pune folia și rigile care sunt necesare pentru acoperiș. Și sperăm să o vedem acoperit. Uitați la grădiniță cum s-a ridicat problema, că era vorba de grădiniță. Noi am trimis toate documentele de două luni de zile pentru decontare și omul efectiv nu poate să facă respectivă. Dacă tu ai investit bani acum două luni de zile în diverse materiale și nu a fost decontat nici acum. Deci în luna iulie a trecut septembrie, octombrie, asta înseamnă că statul e lucrat mic. Și
știu. Da, așa, da, da, să spunem exact cum trebuie. Îl pune pe construcție. În fața de plată. Da. Au alea angajați. Cu toate că se fac, să spunem, se fac niște compensări pe prețul lor pe suprașa, se lucrează ca și în oricare activitate de astfel de comerț, ca să-i spunem, că se ia material de depozit și omul vrea plătit atunci și tu când vrei să mai cumperi materiale, aceleași materiale după două vedere, nu mai sunt la prețul de. În concluzia să ducă clădirea la bun sfârșit, să avem copii în ea, să fie finalizată să zic și eu, și să fie un lucru bun. Da, dar dacă nici statul nu-și onorează... Să speră, probabil. Omul lucrează, dar pe datorie cât? Acum mai e o problemă, clădirea se va ridica. Într-un an, doi, trei, problema să fie copii, să fie populat acea grădiniță și să fie un plus valoare care să se vadă acolo în satul Felicica. Uite, lumea sigur o să fie învățat. Era cu legătura cu secretar de grădiniță, unde de școală. De școală? Aia e la școală. Păi da, pentru că s-au plecat totuși de la 12 miliarde, s-au ajuns la 15, cred că s-au ajuns la 20 și s-a vedea cât și cum am putut restaura și câți bani s-au cheltuit, Dumnezeu cu mila. Dacă se vor demaniza numărul 1 și la dividențe, dacă nu mai doriți să discutați. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Următorul proiect de tradiție are la articolul 1 propunerea de actualizare indicatorului pericolului economici pentru obiectivul de investiție, restaurare, reparație, construire, grup sanitar și centrală termică la școala gimnazială Fericica. Astfel cum sunt prezentați și în anexa dintre stavătărări. La articolul 2 se propune reactualizarea cu finanțele la bugetul local pentru cheltuielile neeligibile ale proiectului. Astfel cum sunt prezentați în anexa de hotărâre. De ce se propune să aici o finanțare? Pentru că sunt cheltuieli eligibile care se decontează în același procent ca și cheltuielile prin construcția și alea cât sunt, cât se decontează 1.200 de lei la cei care sunt beneficiari, să duce cu același procent 14% sau. Discuții la acest subiect. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă. Abține. 10% pentru. Da. E o singură chestie și o să vă continuare ca să puneți acolo la diverse. La legat și de școală și de grădiniță, e bine de pus acolo un total valoare, ca cât costă investiția aia, ca oamenii să știe. Că oamenii cred că lucrează pe 2 lei sau pe... Adică se face totul din cer, dar să știe că acea investiție costă 14 lei. Exact, anexa asta o costă pe site, chiar așa. Și în ultima parte a divizului, dacă se așa, se vede. Mai vedea chitat 11 miliarde, de aproape 12. Da. Adică 12 și 20. Apă, canal, 50-100 de miliarde. Nu e niciun secret. Nu costă. Să cu volantiență. Problema e că stă cu volantiență, dar sunt și altii 3.000 ceva de localități care tot cu volantiență stă. Și nu... Haideți să facem cum ori de la zi și la diversii. Rândule, da. Așa este. Așa este. Așa este. Stă cu volantiență, dar programul pe care l-au stabilit și care și-au propus să facă finanțare, înseamnă că are o bază bugetară. Are o bază bugetară, îndemn UAT-ului sau toți cei care pot să facă investiții și din domeniul privat, să bage să facă investiții. Statul, dacă poate susține, nu poate susține, dacă nu, tot statul este cel care poate să spună, bă, fraților, nu mai putem susține următoarele programe. Dacă s-a spus că se dă 50.000 de miliarde la Anghel Salimii, probabil, sunt banii, că altfel nu s-ar... și vor să dea hârtie și acolo, și acolo. Dom'le, toți banii sunt pe hârtie. Bugetul este constituit
Pe hârtie, nimeni nu vine aici să spună, uite, iau vagonul ăsta de bani, pe care sunt banii bugetului. Toți sunt pe hârtie. Și toate sunt pe aprecieri, pe estimări. Că voi încasa atât, că am din TVA atât, că am din impozite salarii și alte impozite atât, și de acolo să faci o finanțare pe domenii de activitate. În sănătate, în infrastructură, eu așa o văd. Și noi, acasă, facem tot un buget sau o estimare de cheltuielor pe anul viitor, tot pe hârtie. Am salariul de atât, am proprietatea de atât, pot să vând atât, obțin atât și fac o investiție, îmi fac un proiect. Important e că avea o apărut Daniel Salini și Comuna Strugare, de fapt, proiect de hotărâre pentru prima ședință din Consiliul Local. Asta e lucrul important. După aceea ce va fi, o să vedem. Important e când stăm. Ori mai știam cu proiectul. Proiectul Angel Salini este bucata asta din lungul de la Toma Maria până jos aici. Noi dacă dumneavoastră a văzut în ordonanța de urgență 95/2021, acolo în proiectul ăsta, dacă în celelalte PNL-uri spunea că facem un proiect tot cu un plafon ca limită de sume, până la, da, la care va să mergem pe o valoare de 1 milion de euro, 2-3, când stabilește guvernul sau pentru investiții tot pe guvern, pentru cele care sunt pe afir, stabilește tot așa 1 milion de euro pe obiective sau 1,5 milion, așa și PNL-ul 3 era să zic, dar am eu să aduc din mai nou, am mers pe și undeva într-un articol, a spus foarte clar. Finanțăm acele proiecte pentru ca să beneficieze toate OAT-urile. De câte un proiect, care nu poate fi mai mare de 4 milioane de lei, cu tot cu TVA. Bineînțeles că toți am spus că este foarte puțin, având în vedere standardul de cost care la ora actuală pe un kilometru de drum se duc, pe un kilometru de drum comunal, nu vorbim de județean, se duc la 330.000 de euro. Da? Și noi căutăm ca să ne încadrăm pe un proiect cu 4 milioane de euro, inclusiv TVA, adică cu tot cu TVA, și ne-am orientat pentru zona Strugarie spre Florești. Am vrut să luăm de la capăt inițial, să ne ducem de la DJ ca să mergem, dar m-am gândit pentru faptul că aici de porțiunea de drum dintre DJ și până la Domberoane sus, intersecția cu cetăția, oricum o să fie stricat, ca să nu se folosesc cuvântul ăsta, în sensul că se vor monta conducte la deal și la mare. Având în vedere că acolo va fi montat, zicem noi, până se aprobă finanțarea prin Anghel Salini, ne putem permite să-l punem, da? Urmăm ca aici, după ce ne facem treaba cu apa și canalizarea, să venim cu ceva din fondului proprii ca să-l reașezăm, să-l facem funcțional. Mai mult decât să ai proiect în derulare. Și de asta ne-am orientat pentru zona de acolo, ca să venim cu conducta, să faci invers față de la alimentare cu apă, canalizarea merge dinspre stația de epurare spre beneficiar. Acum apa, pur și simplu, a venit de la conducte către beneficiar, deci așa, ca să poată să fie o etanșare a conductelor central, dar să face de către stația de epurare spre zonele beneficiarilor. Acum, toți cei care noi ne-am ales drumul, pentru că drumul constituie pentru noi problema aici în Strugarea, aici, acolo către Florești. Nu ne putem lipi de Florești din estimările care le facem. Când închidem cu cei 2 km, în care s-o plătim noi 660.000 de euro pentru 2 km, până la intersecția Cetățuia către Florești, în cobori la Vale către Benea, cum îi spunem noi, de alunerea populară. Condiția este că dacă vrei să-ți faci drum, trebuie să ai apă cu canalizare. Dacă vrei să-ți faci apă cu canal, trebuie să ai beneficiar. Ca să, dacă vrei să extinzi, nu poți să extinzi, decât dacă faci proiect nou. Deci pe extindere nu se poate merge prin
Dar tot în suma de 4 milioane. Adică domn Vasile, că îi puneți la el, nu o să aibă canalizare și apă. Ba da, pentru că acolo este canalizare, un proiect care trebuie cu... Nu, noi aici, domn Vasile, el este... El este aproape, va fi aproape din comunitatea de canalizare sau comunitatea de apă și pentru 100 de metri astea putem să facem și noi prin forțele proprii. Pentru capetele scurte de trasee. Dar cam asta prevede proiectul de hotărâre și cam asta prevăd, eu știu, condițiile impuse de ordonanța de 1981 privind programul național al ființalei. Supunem acest proiect la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 10 voturi pentru. La capitolul discuție și interpretare, cine se înscrie la cuvânt? Domnul Berea. Doamne, nu vă scris. Nu, eu am suficient de... Așa sunt până mâine și... Altceva să mai spune. Să nu ziceți până la mine. Da, mulțumesc. Dar în luna octombrie, noiembrie, decembrie putem să-i cheltuim. Acei 5.000 de lei, atât cât este, sunt într-adevăr puțin, sunt nevoi mai mari. Dar acele 5.000 care au fost alocate de la bun început pentru fiecare, să derulează. Ce v-ați propus? Adică ceea ce s-a vorbat inițial. O cerere a părinții, a preotului la noi, cu documentația aferentă, noi onorăm ceea ce Consiliul Local a spus că... Vă face și facem. Când am adăptat Consiliul Local, dacă vă aminte, am pus 30.000 de lei pentru culte. Și acum am întâlnit convențiune. Sunt 6, 3, 10 pe zi la 6, este 15 de lei. Dacă nu mai aveți ceva de spus, atunci ședința e închisă. Vă rugăm aici, dacă ați semnat scolnica, de prezență, sigur. Da.